În seara zilei de joi, 23 martie 2017, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români Filiala Iași a organizat în sala Iustin Moisescu din incinta ansamblului Metropolitan o conferință dedicată doamnei Maria Brâncoveanu, precedată de proiecția filmului Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, de Iuliana Mateescu. Filmul Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, este o realizare a Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, este producătorul, iar eu am reușit să realizez regia, scenariul și toate acestea cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel. Ce înseamnă filmul Maria, Doamna toată Ungrovlahia pentru mine? Poate nevoia mea de a aduce mulțumire unui model feminin al istoriei noastre care m-a inspirat, care mi-a transmis un respect deosebit și o prețuire pe care consider că trebuia exprimată în acest film, pentru că în momentul ăsta noi, mamele, soțiile, avem nevoie de modele ca să învățăm să ducem mai departe jertfa pe care marile doamne ale țării noastre le-au adus pentru familiile și țara noastră. Iuliana Mateescu, autoarea și regizoarea filmului, este președintele Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești. Pentru realizarea filmelor Un chip de lumină, Arhimandritul Ioan, stareț al Mănăstirii Hurezi, și Maria, Doamna toată Ungrovlahia, a fost distinsă în anul 2014 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu.